Îl binecuvântăm pe Domnul pentru că din nou ne-a dat harul minunat și prilejul care este de preț și de valoare. Că e așa de bine în casa lui Dumnezeu și spune David într-o împrejurare, e ca unde lemnul care curge pe barba lui Aron, pe cap, pe barbă, pe marginea veșmintelor lui. Slăvit să fie Domnul. Amen. Și tot David spune așa, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Dacă m-ar fi întrebat cineva de dimineață, când am fost aici la părtășie, că unde ai să fii la o fără cinci, cu siguranță ar fi spus, o să fiu la Valencia, dacă Domnul m-a ajutat. Însă vedem un lucru, că toate lucrurile le are Dumnezeu în control. Și noi știm că cum lucrează Dumnezeu este cel mai bine. Arată cuvântul lui Dumnezeu că la ceea ce face Dumnezeu, la decizia lui Dumnezeu, la hotărârea lui Dumnezeu, noi nu mai avem nimic de adăugat și de scăzut, ci Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El, slăvit să fie Domnul. Aș dori să mă opresc asupra câtorva versete pe care aș vrea să le comprim un pic așa, fiindcă timpul e înaintat, am învățat să spun multe lucruri în scurte cuvinte și de care mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Știind că suntem cu câteva zile înainte de praznicul Paștelor și avem și cunoaștem despre această noțiune, ce s-a întâmplat, ce evenimente au fost, ce relatează Scriptura despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa de răscumpărare, jertfa de preț, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale tuturora. Și înțelegem în seara aceasta un lucru, că la baza oricărei binecuvântări stă sacrificiul, numele Domnului fie binecuvântat, ca să avem noi marele har, marea binecuvântare, ca să avem parte de mântuire și viața veșnică, a trebuit cineva odată să stea între cer și pământ, să moară pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre. Isaia îl vede cu multă vreme înainte și spune așa în capitolul 53, om al durerii și al suferinței, era așa de disprețuit, încât îți venea să-ți întorci fața de la el. Noi nu l-am băgat în seamă, dar el totul suferințele noastre le-a luat asupra lui. Păcatele noastre le-au luat asupra Lui. Și observați dumneavoastră că să face un schimb sau un cambiu formidabil. Știți de ce? Meritam noi o sândă, meritam noi pedeapsa, meritam ca să plătim noi pentru păcatele noastre și o plătit El. Și spune cuvântul Domnului, pedeapsa care dă pacea, pacea era a Lui, pedeapsa noastră. Și știți ce a făcut Domnul? O lua pedeapsa la El și ne-a dat nouă pacea. Mărit să fie numele Domnului. E bun Dumnezeul nostru, așa-i? Numele Lui fie binecuvântat. Acum aș vrea să mă opresc asupra câtorva versete care spune în Luca, în capitolul 20 și în capitolul 19, versetul 30, spune așa, duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce deslegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Amin. Noi înțelegem că Dumnezeu întotdeauna a căutat ca să își ducă planul lui de lucrare la îndeplinire. Nu că n-ar fi putut să o facă fără omenire. Însă Dumnezeu a găsit o cale ca să lucreze împreună cu noi pentru mântuirea noastră și a celor din jur, slăvit să fie numele Domnului. Și înțelegem că suntem utili în mâna lui Dumnezeu. Și spunem noi nu în puține lucruri, ci în de multe ori de fapt spunem că noi suntem vase de folos și suntem unelte de care stăpânul se bucură. Și în felul acesta aș vrea să vă spun că și Dumnezeu are trebuință, are trebuință de noi, de acțiunile noastre, de deciziile pe care le luăm după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de lucrarea la care ne-o chemat și în care suntem implicați. Dumnezeu are nevoie de slujirea pe care vrem să o facem. Și atunci când Dumnezeu te cheamă să fii ochi pentru cel ce nu vede,
dezleagă măgărușul. Și atunci când trebuie să bagi mâna în buzunar și să fii dandic cu cel care nu are, dezleagă măgărușul, Domnul îți vorbește în seara aceasta. Și atunci când trebuie să te pui în spărtură și să te rogi pentru cel care trece prin suferință, prin necaz, prin probleme, nu-i ușor să fii în mijloc, nu-i ușor să fii între cele două părți, e greu, dar ar vrea să spun că este bine, trebuie poate să-ți sacrifici din timpul tău, poate că trebuie să sacrifici din resursele pe care le ai, dar Domnul spune în seara aceasta, dezleagă măgărușul, fii gata oricând să sari în ajutorul celui care ți-l cere, numele Domnului fie binecuvântat. Și atunci când Domnul vrea ca tu să fii util, să-i spui o vorbă bună celui care are nevoie de ea. Poate că îi spui, de ce să mă bag? De ce să mă implic? Dar dacă cumva vor ieși probleme? Dar dacă cumva vor fi nemulțumiri și nedumeriri? Fii dar la îndemâna lui Dumnezeu. Domnul are trebuință de tine. Dezleagă măgărușul. Și eu știu că Dumnezeu este gata ca oricând să ne folosească și să te folosească pentru slava și gloria numelui lui Dumnezeu. Numele Domnului fie binecuvântat. Însă, trebuie să spunem întotdeauna, să scoatem pe Dumnezeu în relief înainte și să spunem, e lucrarea lui Dumnezeu asta. Nu este a noastră. E planul lui Dumnezeu, nu-i planul nostru. Are trebuință Dumnezeu în lucrarea respectivă și vrem ca în toate nu să ne arătăm slava, gloria, nici iscusința, nici cu cernicia, ci să-L arătăm pe Dumnezeu că El este mare Domn și suveran, slăvit să fie numele Lui. Și pentru lucrul acesta doresc ca Domnul să ne facă dispuși oricând și să spunem, Domnul are trebuință. Unii spun, nu are Domnul trebuință, Domnul se uită la inimă, are Domnul, nu se uită Domnul nici la partea exterioară, nu se uită Dumnezeu nici la banii noștri, nu se uită Dumnezeu nici la resursele noastre. Aș vrea să spun că și Dumnezeu are trebuință din toate binecuvântările și trebuie să recunoști în seara asta că ești binecuvântat de Dumnezeu. Și dacă ești binecuvântat în Dumnezeu ca să ai picioare să umbli, fii picior pentru cel ce nu poate umbla. Și dacă Dumnezeu ți-a binecuvântat cu mâini să poți să-ți duci lingura la gură, fii mână pentru cel care nu are mână. Și în felul acesta, pe toate laturile și spiritual, noi putem să înțelegem că Dumnezeu are trebuință de noi și de voi, deci din Vilanova. Numele Domnului fie binecuvântat. Apoi ne arată cuvântul lui Dumnezeu și spune, dacă vă va întreba cineva, știți că întotdeauna în lucrarea lui Dumnezeu există și împotriviri. Întotdeauna sunt lucrarea lui Dumnezeu, există vociferă. Apoi de ce să dezlegi măgărușul? Apoi lasă-l acolo, că acolo l-ai găsit. Apoi de ce să intru, de ce să mă bag, de ce să mă implic? Lasă-o facă alții, lasă-l dezlege alții. O zis Domnul așa, la ăștia doi care s-au dus, mai duceți-vă în cetatea care e înainte. Și acolo veți găsi un măgăruș legat. Dezlegați-l și dacă cineva vă va întreba, voi să-i spuneți, nu că aveți voi trebuință de el, ci că Domnul are trebuință de ea, slăvit să fie numele Domnului. Noi știm că din toate lucrurile pentru care și îmi place să spun, nu-i rău să ne urăm binecuvântare unii altora, dar este foarte bine să înțelegem că suntem binecuvântați. Suntem aici în Spania, e o realitate și nu putem contesta că noi așa. Suntem binecuvântați. Fie dar să folosească Dumnezeu resursele noastre și să înțelegem că Domnul are trebuință de ele, numele Domnului fie binecuvântat. Apoi aș dori să fugitiv să trec la altele versete, tot din acest capitol, în versetul 42, care spune așa, și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar această zi, lucrurile pe care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțul și te vor împreșura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi și din mijlocul tău și nu vor mai lăsa în tine nici piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin.
Iisus când s-a apropiat de cetate, de Ierusalim, a văzut cetatea și a plâns pentru ea. Și arată Scriptura Cuvântului Dumnezeu că și în alte împrejurări, El a spus așa, de mult am vrut să te strâng așa cum îți strânge cloșca pui, dar n-ai vrut. N-ai vrut, este o vreme a cercetărilor, frați și surori. Este o vreme în care Dumnezeu trebuie să, noi trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este Cel care are locul prioritar. Și dacă noi vom ști să așezăm prioritățile în viața noastră, dacă vom ști să așezăm prioritățile în cămin, în familie, dacă vom ști să așezăm prioritățile în adunare, dacă vom ști să așezăm bine prioritățile în societate, aș vrea să vă spun că și Dumnezeu este acela care va interveni când nu mai putem noi, vine El, cântăm noi o cântare, numele Domnului fie binecuvântat. Și s-a amintit de dimineață aici despre o femeie, despre fărâmăturile care ea ar fi mult să dori să se sature cu fărâmăturile alea. Și știi ce i-a spus? Nu este bine, femeie, să dai pâinea. Să dai pâinea la căței, eu sunt Mântuitorul. Parcă cum ar fi genant așa, nu? Să te adresezi într-un mod așa de brutal. Dar ea o înțeles ceva. Și am vrea să înțelegem în seara asta un secret. Fărâmitură cu fărâmitură formează un întreg. Poate n-ai să poți să faci tu multe lucruri, dar fă lucrarea care ți-o încredințat-o Domnul. Și atunci asta o să conducă la unitate. Asta o să conducă la un întreg. Asta o să conducă la părtășie. Asta o să conducă la legătură frățească. Și Domnul se bucură de lucrul acesta. Și i-o zis Mântuitorul femeie astea. O zis, femeie mare. Mare ți este credința. Mărească-ne Domnul credința, fraților. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și aș vrea să câteva lucruri, în 5 minute cât le mai avem la dispoziție, să mergem așa fugitiv. Există o vreme a cercetării pentru cunoașterea lui Iisus. Există o vreme a cercetării pentru cunoașterea lui Iisus. Și aș vrea, dacă se poate, la monitor să afișeze. Indiferent de persoană care suntem noi aici, noi am avut o vreme când Domnul ne-a cercetat. Atunci când l-am cunoscut pe El, atunci când El ni s-a făcut de cunoscut nou, El ne-a cercetat Dumnezeu. Asta e o cercetare a cunoașterii lui Iisus, nu despre Iisus, a lui Iisus. E una să știi pe Iisus și asta să știi despre Iisus. Când cineva spune, măi, cunosc pe cutare și am auzit dispusele altora, nu poți să spui că îl cunoști pe respectivul, ci cunoști și despre el, poate calități bune, mai puțin bune, dar când l-ai întâlnit, atunci vei putea să spui, mă, îl cunosc pe el. Știi ce a zis femeia din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, samariteancă? O zis așa, când s-a dus în cetate, știi ce? Am întâlnit pe unul care mi-a zis tot. Tot mi-a zis. Și apoi când a intrat Hristos în cetate, au zis cei din cetate, noi acum nu mai credem din spusele femeii. Acum noi credem că l-am văzut noi pe El față în față. Slăvit să fie numele Domnului. No, asta e o cercetare a cunoașterii lui Iisus, a Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. În Matei, în capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 5. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Ăștia au fost dorni să cunoască ceva. Și Domnul i-a cercetat și arată cuvântul lui Dumnezeu și spune așa, și mărturisându-și păcațele, erau botezat de Ioan în râul Iordan. Nu, ăștia i-a cercetat Domnul și ăștia au venit și dorni să-L primească pe Iisus, să-L cunoască pe Iisus, ori beneficiat de această cunoștință extraordinară. Numele Domnului fie binecuvântat. Apoi mergem mai departe și am dorit să înțelegem că în lucrarea aceasta, când vrei să-L cunoști pe Domnul mai mult, există și o luptă. Există și o luptă.
Când vrei să-L cunoști, să te apropii de Dumnezeu mai mult, există luptă. Și în Romani, capitolul 7, cu versetul 22, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care să luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Există două puteri contradictorii, după cum e și lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna, și la fel puterile astea sunt potrivitoare une altuia. Acum e foarte important în ce lucru, în ce latură stăruim ca să devină mai puternic. Știți cum? Cineva odată într-o împrejurare spunea așa că care le plăcea tare mult să meargă la pariuri cu caii și spune că undeva când el participa avea un cal alb și unul negru și dădeau pariuri și el spunea, măi, acum câștigă la concurs, câștigă calul alb și ăla câștiga. Și apoi altă dată spune, câștigă calul la roșu și ăla câștiga și câștiga pariul. Și atunci cineva l-a întrebat, măi, dar tu de unde știi? Și au zis el, e un secret. Când vreau să câștige calul la alb, îl înfometez pe la roșu și dea mai mult de mâncare la alb. Și apoi când vreau să câștige la roșu, îl înfometez pe la alb și dau la roșu de mâncare. Fraților, noi depinde pe cine ne alimentăm. Dacă alimentăm partea lăuntrică spirituală, ăsta devine mai puternic. Și în lupta pe care o avem de dus cu privire la cunoaștere, la apropierea de Dumnezeu, atunci vom ieși biruitori. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Apoi aș vrea să vă spun că va trebui să ne intereseze, să ne preocupe ce trebuie să facem, să-L cunoaștem și să vremea cercetării lui Dumnezeu, în vremea cercetării lui Dumnezeu. Și două pilde din Sfânta Scriptură, două învățături din Sfânta Scriptură sau două întâmplări. Mergem în cartea lui Iona și acolo putem să vedem ceea ce au făcut poporul din Ninive. Și știți ce au făcut ăia? Ăia s-au pocăit. O intrat Ion acolo în cetate și au zis încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Și ăia, fără să aibă Dumnezeu pretenții sau fără să Domnul să se pocăiască, nu le-a spus cum să se pocăiască. Nu au zis Domnul, acum nu ne ratează Scriptura. Mă, voi trebuie să luați sacul pe voi, voi trebuie să vă presărați cu cenușă în cap, voi trebuie să postiți. Nu arată Scriptura că au postit 40 de zile. Dar ei s-au pocăit și au recurs și la post și apoi au recurs și la pocăință. Numele Domnului fie binecuvântat. Apoi, un alt lucru, în Faptele Apostolului, în capitolul 9, cu versetul 3 și până la 6, acolo putem să învățăm și ce trebuie să facem în vremea cercetării. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Și apoi merge mai departe. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și acolo arată cuvântul lui Dumnezeu și în continuare știți bine dumneavoastră că el a întrebat, dar cine ești tu care? Îmi spui că eu te prigonesc și au zis, eu sunt Iisus care mă prigonesc. Și apoi am înțeles de la Saul, în vremea cercetării lui Dumnezeu cu privire la persoana lui, cu privire la poziția lui, el a luat atitudine asupra lui și apoi s-a întors la Dumnezeu, numele Domnului fie binecuvântat. După ce 3 zile nu a mai văzut nimic, după ce 3 zile nu a mai mâncat nimic, fraților, există o lucrare atât de sensibilă de care ne cere Dumnezeu și noi trebuie să fim responsabili de ea. E vremea cercetării și eu cred că mai mult decât în orice vreme, în vremurile care le trăim, în perioada pe care o tranzităm, e o vreme a cercetării, pentru că mult nu mai este. Și arată Scriptura și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Doamne, ajută-ne să cercetăm. Și spune tot Apostolul Pavel și de dimineață, vis-a-vis de lucrarea care a fost cina Domnului, era un, sau este cuvântul de care chiar s-a amintit aici, fiecare să se cercetează pe el însăși, fiecare să-și evalueze viața, fiecare să-și vadă poziția și arată cuvântul Domnului prin psalmistul David, Doamne, cercetează-mă, vezi-mă și cunoaște-mă dacă sunt pe calea ta, dar dacă cumva am luat-o pe căi lăturalnice, dacă cum am luat-o pe căi diferite, du-mă pe calea veșniciei. Domnul
să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe noi, pe toți. Este o vreme a cercetării pentru copii, este o vreme a cercetării pentru tineri, este o vreme a cercetării pentru cei de vârsta a doua, a treia și pentru toți. Fie dar să fim receptivi când Dumnezeu ne cheamă să spunem suntem aici. Ca atunci când îl chemăm noi să vină și când strigăm să ne răspundă. Amin. Amin.